Noaptea a fost un sfetnic bun, vreo decizie, nu știu, v-au chemat la discuții, s-a schimbat ceva, nu s-a schimbat nimic? Ați văzut că lista de miniștri e depusă. Dar de ce v-ați abținut acum la votul pentru doamna Turcan la aviz? Așa am considerat că e corect. În acest moment totul este închis? Da. Ați văzut totuși declarațiile liderilor PNL și PSD care susțin că acea ofertă, mediu energie, nu a fost niciodată pe masă și nici măcar PSD nu a susținut-o. Eu am pus-o pe masă ieri, la ora 2:30, când ne-am întâlnit la guvern, în 3, și domnul Ciolacu a zis că din partea lui este o ofertă care se susține. Domnul Nicolae Ciucă a zis că nu poate să cedeze mediul. Domnul Ciolacu a spus, pentru UDMR pot să fac eu încă două oferte, MIPE și Sănătate. Pentru liberali pot să fac trei oferte dacă renunță la mediu. Economie, MIPE și Sănătate. Economia nu poate să facă către noi, înseamnă membru CSAT. Și după 33 de ani nu se acceptă așa ceva în România. Deci cam asta a fost discuția, dacă vreți, pe scurt. Tot ce și cine spune că nu așa a fost, nu spune adevărul. Veți vota împotriva? Împotriva guvernului Ciolacu. Cum veți vota? Nu vom vota guvernul. Cum să vota?